Hei, salutare și bine ați venit la un nou episod. Din păcate, de fapt nu din păcate, din fericire a venit căldura, dar din păcate m-am apucat de treabă aici prin grădină și nu o să mai am timp de proiectul nostru. Asta e, n-avem ce face. Glumesc, vă dați seama! Pa picioare în ele de crăci, hai la treabă! Iar acum, înainte să ajung în garaj, vreau să vă reamintesc că trebuie să apăsați neapărat butonul de subscribe și clopoțelul ca să fiți notificați când postez episod nou, mai ales că urmează să vină Dacia în garaj vopsită cu culoarea aia de care m-am îndrăgostit. Mamă, e ceva super wow! Și nu uitați și de shop-ul de tricouri și colecția mea de NFT-uri, aveți link în descriere. Hai la treabă! Pam, 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 pam! Și tragem cortina să agățăm aici fierul vechi, să-i dăm cu grunt, să fie canou! Avem aici 3-4 bucăți. Și gata, le-am întins pe toate frumos aici la uscătorie și urmează să le dăm cu grunt și acestei frumuseți, bineînțeles. Fu greu, dar terminai. Sunt toate frumoase date cu grunt, chiar mi-e drag de ele. Și avem aici capacul ăsta superb. Ia priviți aici. Are cineva ceva de comentat la frumusețea asta? Eu zic că nu. Eu unul sunt foarte încântat de ele. Bine, asta trebuie un pic și de fuit cu șmilger și pe urmă dat cu negru. Acolo când o să fie alea negre frumoase, nu mai contează nimic. Și ăsta o să fie superb.
Hei! Fierul vechi a devenit fier nou-nouț. Ia priviți acolo, atârnate frumusețile astea. Ha? Superbe, nu? Ăsta nu prea îmi place cum a ieșit. Nu știu ce reacție adverse are. S-a cam ridat vopseaua pe el. Cred că o să-i mai dau un șmirgher, să-l mătuiesc și-i mai dau o dată. Dar astea sunt faine tare. Vă las cu o prezentare super frumoasă. Și astăzi vreau să curăț aici la culbător bine, bine, să ducă toată mizeria asta cu benzină frumos și poate reușesc să curăț și blocul motor, poate îi dau și o vopsea, vedem ce timp avem în seara asta. Gata, am tije noi, am și chiuloasă nouă aici la culbători. Ia priviți ce bine arată. Mai merge, a insistat un pic, dar nu se e prea lipit. N-are nicio problemă, mie îmi place tare. Băgăm tijele astea și trebuie să ne apucăm de curățat pe aici blocul și pe partea aia. Să-i dăm și lui o culoare frumoasă pe aici. Și că vorbeam de culoare frumoasă, ia priviți aici. S-au uscat astea. Ăsta... n-arată rău, chiar și așa ridat cum e, n-arată rău, mie îmi place. Și astea sunt noi, frate. N-ai ce să zici, e calitate, calitate e calitate.
Deci dacă nici acum nu e ok ăsta la cum lucește, mă pun cu toporul pe el. The next day. Hey, cum așteaptă pe mine fiarele mele vechi devenite noi. Ce frumos stă aici, nu? Numai capacul ăsta nu vrea să fie și el nou. Se ridează vopseaua, se vede aici? I-am dat de 3 ori, l-am finisat, fin, când îi dai, să zbârcește aici pur și simplu. Nu înțeleg ce reacții face, dar aia așa îl las, n-am ce să-i mai fac. Cât despre aceste fiare vechi, eu am tot stat și m-am gândit, pentru că le-am tot zis fiare vechi, că am aruncat o grămadă de piese din astea de Dacia pe care tata le-a strâns cât a lucrat la service, că repara Dacia wall-sit-uri o grămadă și o grămadă piese. Rămânea bune, cred că zeci, sute de piese. Și când a venit acolo, s-a mutat și s-a făcut atelier, s-a adus tot aici și nu numai am dus la fiere vechi, multă lume a furat din ele și am dus, cred că, nu știu, de piese care acum valorează mii de lei, nici nu știu, că erau foarte multe piese. Și acum, uite, le salvez pe astea ca să recuperez niște bani. Probabil dacă le cumpăram pe astea de pe Facebook sau de unde se mai face din asta bișniță cu piese de Dacia, probabil asta mă costa undeva la 5-600 de lei și eu pe mine nu m-a costat nimic. Sunt piesele mele vechi, făcute noi, nouțe. Hai la treabă! Și acum să ne ocupăm de blocul ăsta motor, să-l curățăm și pe el frumos cu perie de sârmă, să-i dăm o culoare. Din câte mi-amintesc eu, cred că original era un fel de maroniu, așa, un grun maroniu. Să văd ce am pe acolo, pe la dulap, sper să am. Nu l-aș face roșu, am văzut la mulți că e roșu la prins, parcă bate prea rău la ochi. Mai frumos, mai soft, așa, mai maroniu. Da, hai să trecem la treabă. Și am uitat să vă zic de piesele de Dacia pe care am zis că merg să le iau. S-a amânat programarea aia pentru săptămâna viitoare, de-aia am întârziat și n-am apucat să mai montez aici. Mergem săptămâna viitoare să luăm piese, tot ce avem nevoie, sper să găsesc tot ce am nevoie, pompă de apă cu corp, garnituri, tot pe aici, să vă cere pe acolo. Și îi dăm drumul la treabă să-l montăm, că vine Dacia peste noi! Hai să-l curățăm! Bă, am uitat să iau copilul de la grădiniță, frate, ești nebun. Stai așa. Dacă încheiem episodul ăsta aici, vă mulțumesc mult că v-ați uitat până la final. Nu uitați să vă abonați, shop-ul de tricouri, NFT tot în descriere. Pa!